domnilor, un fenomen meteorologic straniu petrecut astăzi în capitală. Atenție, anis doar în anumite porțiuni în capitală, în anumite sectoare. În altele nu a existat niciun fulg de zăpadă și întrebarea este de ce s-a întâmplat așa, de ce este această ninsoare atipică. Roxana Bojariu, care este climatolog, este în legătură directă cu noi. Mulțumesc pentru această intervenție și vreau să vedem și imaginea de astăzi. Doamna Bojariu, cum explicăm acest lucru? Spuneam, în anumite cartiere s-a depus strat de zăpadă pe jos, în altele nu a nins absolut deloc. Bună seara! Precipitațiile sunt un fenomen foarte local, pentru că depind mult de norii, care sunt structuri la scară locală până la urmă, și norii nu au o compoziție uniformă peste tot. Unii au o densitate mai mare a centrilor pe care condensează și apoi se formează picăturile sau se formează fulgii care cad atunci când greutatea lor devine mare și nu mai pot să stea în nor. Deci, în esență, precipitațiile și nisoarea e tot un tip de precipitații, precipitații solide, sunt foarte locale, depind foarte mult de structura locală a norului. Un nor este, până la urmă, o structură care pe verticală poate să aibă câțiva kilometri, dar în plan orizontal, dacă facem o secțiune, vă dați seama, poate să fie mult mai mic scara spațială respectivă. Au fost nori peste tot, într-adevăr, dar nu au avut toți aceeași cantitate de nuclee pe care să condenseze și apoi să precipite respectivele picături sau, în cazul nostru, fulginerea. Și încă un element. Să știți că și temperatura solului și temperatura aerului la imediata apropierea solului nu este aceeași în oraș. Avem diferențe mari în funcție de felul în care condițiile locale își pun amprenta. Eu pot să vă spun că dimineața, când începuse nisoarea, am traversat orașul din cartierul Titan până în Băneasa, acolo unde este sediul Administrației de Meteorologie. Mingea și în Titan, în sud-est, dar cu fulgi mai mici, cu intensitate mai mică. Și intensitatea a crescut, am observat pe măsură ce mă apropia spre centru și spre nordul capitalei, acolo unde deja am văzut, într-adevăr, un strat fiind de zăpadă deja depus. Doamna Bojariu, este un fenomen rar întâlnit? Este o nisoare atipică, așa cum spunea un alt meteorolog? N-aș spune că este o nisoare atipică, din punctul de vedere al climatologului care găsește astfel de situații în statistici, în arhive. Nu vorbesc din punct de vedere al prognozistului și cât de greu e să prognozezi unde efectiv îți ninge cu strat subțire și unde nu se menține stratul. Asta, într-adevăr, dacă vrei să faci prognoza, e aproape imposibil să spui unde ai o intensitate mai mare a precipitațiilor. Așa e și vara. Gândiți-vă că vara poate să-ți plouă ba chiar consistent pe o parte a străzii și vezi că pe partea cealaltă nu ai picătură de ploaie. Deci precipitațiile sunt în esență foarte locale. Climatic vorbind, în arhive sunt astfel de situații, nu e ceva. Dar sunt greu de prognozat, într-adevăr, adică n-ai cu siguranță. Doamna Bojariu, acum avem ninsoare, am avut maxime cu minus. De mâine începe încălzirea treptată a vremii și vom ajunge la aproape 15-16 grade de Crăciun. Cum vedeți această alternanță de temperaturi? O diferență extrem de mare într-un interval de doar câteva zile. Exact, contrastul acesta este foarte mare. Astfel, alternanța există mereu, dar nu la amplitudinea aceasta. Și mai ales pe partea asta pozitivă, sunt abateri foarte mari. Ați văzut că am avut temperaturi foarte mari, cu 10-15 grade peste cât ar fi fost normal, o perioadă în decembrie, după care a venit acest intermezzo mai rece și, într-adevăr, e vorba de o dinamică a circulației atmosferice care duce la contraste foarte mari,
pornind de la temperaturi mult prea ridicate, trecând prin medie și ușor sub medie, dar dezechilibru este provocat de aceste temperaturi mult prea ridicate pentru perioada din an în care ne aflăm. Așa este. Da. Și într-un interval extrem de scurt. Mulțumesc, exact, doamna Bojariu, pentru intervenția.